Bine v-am găsit! În această întâlnire vom discuta despre cele două boli care aparțin bolilor inflamatorii intestinale sau IBD, pe scurt din limba engleză, și anume boala Crohn și colita ulceroasă sau colita ulcerativă. Denumirea aceasta de boală, boala Crohn, vine de la numele medicului Baril Crohn, care în anul 1932 publica și descria 14 cazuri de boală Crohn într-un articol intitulat Ileita terminală. Însă boala Crohn fusese deja descrisă cu mult timp înainte, prima dată în secolul al XVIII-lea. Foarte multe personalități ale lumii au suferit și suferă de boala Crohn. Este o listă foarte lungă, dar am să vă dau două nume, și anume Charles Darwin și președintele american Eisenhower. Câteva caracteristici despre boala Crohn. În primul rând, este o afecțiune cronică, este o afecțiune de lungă durată, pe viață, deși are multe perioade de remisie alternate cu recidive, cu erupții. Este o boală cu o etiologie necunoscută, adică nu-i știm cauza. Însă genetica joacă un rol foarte important, fiind implicate 70 de gene, factori ereditari, genetici și de mediu contribuie major la răspândirea acestei boli. Studiile arată că până la 20% din pacienții cu boala Crohn au rude de gradul 1 cu acest diagnostic. Cercetările recente și revizuirea factorilor imunitari în patogeneza bolii, și citez acum, arată că boala Crohn este o boală autoimună care implică cel puțin sistemul imunitar al mucoasei intestinale. Atunci când acest sistem imunitar al mucoasei este invadat de alimente sau antigene bacteriene, însă mecanismul specific prin care se califică pentru boala autoimună rămâne totuși neclar până în momentul de față. Boala Crohn nu este o boală infecțioasă, nu este o boală contagioasă, poate apărea la orice vârstă, dar surprinzător, poate apărea la tineri, adulții tineri și tineri, prevalent la persoanele între 15 și 35 de ani, având și această denumire de boala adultului tânăr. Deci boala Crohn provoacă inflamația intestinului, inflamația fiind deci o reacție a corpului la anumite leziuni, infecții, iritații care pot provoca umflături, roșeață și evident durere. Însă cea mai importantă caracteristică a bolii Crohn este faptul că poate afecta orice parte a tractului gastrointestinal, adică de la esofag, de la gură până la anus, și afectează cel mai frecvent, boala Crohn afectează, este cel mai frecvent afectat capătul intestinului subțire, ileonul, și începutul colonului, cum vedeți în această imagine. Boala Crohn poate afecta întreaga grosime a peretelui intestinal, dar inflamația intestinului poate avea anumite zone fără inflamație, deci poate sări peste anumite zone, cum sugestiv puteți observa în această schiță. Având un diagnostic de boala Crohn, de aceea este foarte important să știi
care parte a tractului gastrointestinal este afectată. Pentru că simptomele în boala Crohn diferă nu numai de la o persoană la alta, dar diferă și în funcție de localizare. Tipul de boală Crohn are un impact diferit și determină de simptome diferite. Și sunt identificate 6 tipuri de boală Crohn. Atât este de structurată această boală. Primul tip, ileocolita, și aveți aici aceste imagini foarte sugestive. Ileocolita este, cum spuneam, cea mai frecventă formă de boală Crohn. Afectează capătul intestinului subțire sau ileonul terminal și intestinul gros. Simptomele clasice sunt de diaree, crampe și, evident, dureri abdominale. Ileita afectează numai ileonul. Simptomele sunt comparabile cu cazul de ileocolită, dar pot apărea complicații care includ absces inflamator, fistule și dureri în partea dreapta jos a abdomenului. Următorul tip este colita Crohn granulomatoasă, care afectează doar colonul și nu trebuie confundată cu colita ulceroasă, care și aceasta afectează doar colonul. Deci aici este o suprapunere, să spun. Simptomele în colita Crohn sunt mai severe, sângerare rectală, absces, ulcere. Leziunile cutanate și durerile articulare sunt mult mai frecvente în această formă de colită Crohn. Un alt tip de boală Crohn este boala Crohn gastroduodenală. Deci afectează stomacul și începutul intestinului subțire, partea numită duoden. Simptomele și aici sunt diferite, includ greață, vărsături, pierdere în greutate și lipsa poftei de mâncare. Un alt tip este jejunoileita. Acest tip se caracterizează prin zone neuniforme de inflamație în jumătatea superioară a intestinului subțire, care se numește jejun și vedeți mai bine pe aceste imagini. Simptomele sunt iarăși durere și crampe, dar mai ales în această formă de boală Crohn după mese. Și ultimul tip de boală Crohn este boala perianală, unde este afectată ultima parte a colonului și rectul. Apar simptome severe, pe lângă cele, să spun, menționate la celelalte, dar apare în inflamație avansată, febră, scaun cu sânge, anemie, oboseală, artrită, dureri de spate, iritații pe piele. Foarte interesant apare inflamația ochilor, inflamația articulațiilor și a ficatului. Boala Crohn, comparativ cu colita ulceroasă, au totuși în comun multe simptome similare, ambele fiind tipuri de boli inflamatorii intestinale, totuși. Evident, nu. Sunt două boli complet diferite, și afectează zone diferite ale tractului gastrointestinal. Prima descriere a colitei ulceroase a avut loc în 1850. Iar caracteristica de bază a colitei ulceroase este faptul că afectează doar colonul și rectul, și anume afectează mucoasa cea mai internă a intestinului gros, a colonului, provoacă inflamații și ulcerarea mucoasei interioare a colonului și rectului, ceea ce
provoacă sângerări și produce mucus. Inflamația începe de obicei în rect și în colonul inferior, dar poate afecta întregul colon. Iar dacă această colită ulceroasă afectează doar rectul, denumirea ei este de proctită și o vedeți în această imagine în partea cu albastru. Colita ulceroasă, ca și boala Crohn, este de asemenea o afecțiune cronică, tot de lungă durată, are și aceasta perioade de remisie și de exacerbare. Este o afecțiune autoimună prin invazia colonului a celulelor T. Celulele T sunt un tip de limfocite, adică propriul sistem imunitar creează inflamație și iritație în mod constant la nivelul colonului. Și colita ulceroasă are o componentă genetică, deci circulă în familie și în rudele de grad 1. Este asociată colita ulceroasă și cu alte boli autoimune, cu psoriazis, cu lupus, cu artrita reumatoidă, dar foarte important de reținut cu boli inflamatorii ale ochilor, cum este sclerita, care mai este denumită și albul ochilor. Se apreciază prezența unor declanșatori comuni în bolile inflamatorii intestinale, despre care am mai vorbit, și în cazul acestor două boli, din nou, cerealele rafinate sunt foarte puțin recomandate, din nou, glutenul ar trebui evitat, zahărul rafinat, lactoza, adică zahărul din lapte, ar trebui evitate, și acizii grași omega-6 prezenți în uleiurile vegetale despre care am mai vorbit, în grăsimile bune, în uleiurile de rapiță, de porumb, de soia, de toată enumerarea de uleiuri vegetale. Dar cel mai important aspect în bolile inflamatorii intestinale este deficitul de nutrienți nutrițional, pentru că există multă inflamație care reduce absorpția corectă a nutrienților și sistemul imunitar reacționează de asemenea la atâta inflamație ulcerație. Cele mai frecvente deficiențe nutriționale în bolile inflamatorii intestinale, deci respectiv în boala Crohn, colita ulceroasă și potențiale remedii naturale, le-am grupat pe această enumerare și aș începe în primul și în primul rând cu deficiența de fier. Experimentele, studiile, măsurătorile spun că 80% din persoanele cu boala Crohn și colita ulceroasă au deficit de fier, pentru că evident există pierdere de sânge și în atâta inflamație fierul se pierde și se dezvoltă anemie. Știm sursele de fier din produse de origine animală, din carne de vită, organe, dar și din surse vegetale, cum este spirulina. E foarte important să obținem fierul din alimentație, pentru că avem un control mai bun asupra fierului, comparativ cu suplimentarea, unde nu știm dacă nu acumulăm prea mult fier, fără să realizăm. Un alt deficit frecvent în boala Crohn și colita ulceroasă este vitamina D. Iarăși,
Datele arată 70% din cei cu boala Crohn și colita ulceroasă au acest deficit, pentru că inflamația blochează absorpția vitaminei D și din alimente și din suplimentare. La această situație adăugăm și vârsta, adăugăm și greutatea corporală, adăugăm și culoarea pielii și locul unde trăim și lipsa soarelui și astfel toate aceste lucruri afectează absorpția vitaminei D. Este foarte important un nivel bun de vitamina D pentru calciu. Am nevoie de calciu pentru refacerea mucoasei intestinale și pentru reducerea inflamației. Deci e important să testăm nivelul de vitamina D în boala Crohn și colita ulceroasă și să verificăm cu medicul specialist o cantitate, o concentrație mai mare de 1000 de unități internaționale. Se recomandă o concentrație mult mai mare, până la 10.000, dar evident asta discutați cu medicul. Un alt deficit frecvent nutrițional în aceste două boli este format din vitamina B12 și vitamina B9 de folați, care provin din alimente, dar care se absorb, se procesează cu ajutorul microbiomului intestinal. Și deficitul de B-uri, știm asta că provoacă anemie și oboseală, dar în cazul acesta specific de atâta inflamație, microbiomul va fi afectat și nu va produce bacteriile necesare și importante pentru absorpția vitaminelor complexului B. Aceeași situație se întâmplă și cu deficitul de vitaminele K1 și K2, care sunt de asemenea produse cu ajutorul microbilor intestinali. Vitaminele K1 și K2 sunt deosebit de importante. În primul rând, vitamina K1 ajută la prevenirea sângerării și la coagularea sângelui, iar vitamina K2, despre care am mai vorbit, legată de vitamina D3, este responsabilă de transportul calciului în oase și în locul potrivit, adică să nu rămână calciu unde nu trebuie, adică ajută această vitamină K2 la rezistența oaselor și ține calciu în afara articulațiilor și arterelor. Este de asemenea recomandat ca, să spun, remediu bun în aceste două boli, aport suplimentar de zinc, pentru că zincul este foarte indicat pentru ulcerații. De asemenea, se recomandă probiotice, în special în colita ulceroasă și în mod deosebit acest probiotic despre care am mai vorbit, Vesele numărul 3, care este un probiotic testat în colita ulceroasă. Se recomandă de asemenea pudră de suc de iarbă de grâu, iarăși am menționat despre acest produs, care în cazul acesta specific ajută la refacerea leziunilor, e recomandată în inflamații și în ulcere. Și ultimul remediu, îndrăznesc să-l menționez din nou, este postul intermitent, adică această pauză dintre mese, care și această pauză contribuie la reducerea inflamației și mai ales la diversitatea microbiomului intestinal. Aș vrea să mai specific un aspect. În afara tratamentului medicamentos
pe care probabil îl urmați, urmare prescripției medicale. Un succes în colita ulceroasă, aș vrea să subliniez acest lucru, a fost transplantul de microbiotă fecală, de care am mai menționat, sau denumită și transplantul de scaun. Adică este un transfer al bacteriilor fecale și a altor microorganisme de la o persoană sănătoasă la o persoană mai puțin sănătoasă. În 2019 au avut loc cam 2000 de astfel de transferuri. Și primul pacient cu colită ulceroasă care a folosit acest tip de transplant de microbiotă a fost tratat în 1988. Și sunt foarte multe publicații pe mai multe cazuri care documentează, în baza urmare acestui tip de transfer, documentează remisia, inversarea diagnosticului în colita ulceroasă. Mai mult de atât, cu o singură perfuzie de transfer de microbiotă, acest agent patogen, Clostridium difficile, a fost complet eradicat. Însă, în colita ulceroasă, e nevoie de mai multe perfuzii pentru o remisie prelungită. Și în final aș dori să remarc existența unui program care se numește Open Biome, deci legat de microbiom, Open Biome, un program creat la MIT în 2012, deci foarte recent, care operează o bancă publică de scaun și sprijină cercetarea microbiomului uman. Foarte interesante informațiile găsite pe site-ul lor, aveți adresa aici. Acest program Open Biome distribuie material către spitale pentru tratamentul împotriva Clostridium difficile, care este cel mai frecvent agent patogen în infecțiile intraspitalicești cu care noi suntem atât de familiarizați, din păcate. În 2015, Open Biome a lansat programul Personal Biome, care este un program de stocare de scaun prin care cineva poate stoca pentru utilizare ulterioară, după o perioadă de disbioză microbiană, să spunem, deci dintr-o perioadă sănătoasă, poți să apelezi, ai toate instrucțiunile și procedurile pe site-ul Open Bio. De asemenea, pe site puteți vedea ce formule vând, cum arată aceste sticluțe și ce costuri au. Și Open Biome oferă medicilor, clinicienilor, trei formule. O formulă mai concentrată se numește FMP, e abrevierea de la transplantul de microbiotă fecală 30, care este pentru livrare prin tractul gastrointestinal superior. O concentrație mai mică pentru livrare prin tractul gastrointestinal inferior și o formulare a unei capsule. În 2017, Open Biome a furnizat 20.000 de tratamente în Statele Unite și 7 țări. Deci, cum spuneam acum un an, când vorbeam într-o prezentare numită Microbiomul uman, fără comunitatea bacteriilor bune, viața noastră nu ar exista. Iar rolul jucat de aceste bacterii prietenoase este cea mai mare schimbare în știință și în medicină din ultimii 150 de ani, pentru că aceste bacterii educă și vindecă sistemul imunitar. Mulțumesc, la revedere!